Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Gigi Becali a lăsat deoparte supărările pe care le-a trăit în ultima perioadă cu echipa pe care o conduce, iar sâmbătă, toată atenția lui a oferit-o familiei, care este cea mai importantă. Gigi Becali a fost surprins imediat după ce a ieșit din bolidul său de lux cu un teanc gros de bani în mână, unui cerșetor și unui parcangiu. Le-a dat câte o bancnotă de 100 de lei. De lângă bani nu au lipsit mătănile. Acesta fiind un om foarte credincios, este cunoscut faptul că patronul de la FCSB își cumpără costume de la un magazin renumit din Londra și ajunge să plătească chiar și 100 de mii de euro pentru hainele pe care și le achiziționează. Și de această dată a ales o vestimentație impecabilă. Nici cinerele latifundiarului nu s-a lăsat mai prejos. Tânărul s-a îmbrăcat la patroace. La ținuta sa alb-black a adăugat o pată de culoare, mai exact un sacou gri cu un imprimeu elegant. Slujba a avut loc la Biserica Sfântul Spiridon din capitală, unde s-a ținut și botezul primei nepoate a patronului FCSB. După ceremonia de creștinare urmează masa și dansul la restaurantul Hilton. Mihai Mincu a reușit să-l impresioneze inclusiv pe Gigi Becali. Milionarul fiind foarte încântat de alegerea făcută de Teodora, e adevărat că trăiesc o bucurie pentru că m-a făcut socru. Și pentru că fata mea a făcut o alegere bună. Și-a ales un băiat bun. I-am cunoscut și familia, mi-a plăcut. Am un ginere înalt, frumos, așa cum îmi place mie, spunea Gigi Becali. Mihai Mincu este un tânăr care provine dintr-o familie foarte potentă financiar. În 2017, cel supranumit prințișorul din Dobroești a intrat în lumea afacerilor cu vânzarea de haine și comerțul cu ceai și cafea. La scurt timp, a mai înființat o societate care are ca obiect de activitate fabricarea de parfumuri și cosmetice. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.